învățat să trăiești veșnicia, e o formulă extraordinară, pentru că ea ne spune, de fapt, că noi trebuie să acceptăm, trebuie să ne asumăm că suntem veșnici, că viața noastră este veșnică și să trăim ca atare. Ce a făcut Sfântul Sursă este un lucru minunat. A început să citească Constantin Tudor o poveste a poveștilor pe care le ascunde profesorul Grin. Voi ați pentru noastră să lăsați că veți ajunge poeții alături de Ioan Mihilă și vă recomand cu dragoste cartea aceasta. Această carte ar putea fi pusă sub semnul modei culturale pe care o numim storytelling. Adică este o carte de povestiri, este cartea de povestiri ce reflectă viața părintelui Ioan Chirilă. Dar a fost foarte important pentru mine să stau acolo pe margine, să pun câteva întrebări și să-l determin să spună povestea sa așa cum ar fi povestea omului în general. A omului care trece prin istorie și are o existență semnificativă, deoarece pune totul sub semnul învățăturii. Cartea se numește A învăța să trăiești veșnicia, dar accentul cade pe învățătură, pentru că numai prin învățătură poate viața noastră să capete sens și să fie frumoasă și o viață bună. Am încercat să răspund cu maximă sinceritate la întrebările adresate, întrebări care vizau, într-o primă fază, modul în care un tânăr de la țară intră în zona formării culturale și cum izbutește totuși să crească în această zonă până iată la nivelul de profesor universitar. Cum am trecut de la științele tari la umanioare și care a fost, de fapt, imboldul care m-a împins în această zonă? Am încercat să mă facă să răspund și la chestiuni care vizează construcția instituțională. Mai întâi trebuie să ai o instituție puternică, să înveți să nu te lauzi tu, ci să fii lăudat de alții cu această instituție puternică și după aceea poate că vei fi întrebat și cu reformarea altor structuri similare din societatea în care îți desfășori activitatea. Mi-a dat posibilitatea să mă adun și să-mi văd absolut toate etapele, să conștientizez și fazele de minusuri, pentru că există în orice etapă și faze de minusuri. Și după aceea, după o stare de meditare, să tragi concluziile că ar fi bine unele să nu le repeți, iar altele să le înmulțești. Este un discurs foarte realist și care vizează o întoarcere constantă prin dialog a omului către firescul existențial.